Strada Mircea cel Bătrân din Giurgiu a fost sâmbătă 24 septembrie locul ales pentru desfășurarea unei noi ediții a evenimentului Ziua Agriculturii Giurgiuvene, care a devenit deja o tradiție la nivelul județului nostru. Evenimentul a debutat cu un moment artistic care a încântat oamenii ajunși în zonă. Când iese badel la cosit, iese și la prășit, dar la fore duminică el tot cu ochii după ea, și când e joc de alunem mândruța e tot mângâie. Păi, țărâncuță cum e ea, e drept că bade iar plăcea, dar când acadă vorba e, ea fuge și inurea de mel. Dar într-o zi n-a mai rugat și a spus bade-i supărat. După momentul artistic oferit giurgiuvenilor ajunși la Ziua Agriculturii Giurgiuvene, reprezentanții instituțiilor au deschis oficial evenimentul de sâmbătă 24 septembrie. Subprefectul județului Giurgiu, Mirel Dragoș Brăgaru, a fost primul care a luat cuvântul și care a declarat faptul că și-ar dori ca astfel de zile, de piețe, să existe în oraș în fiecare weekend. Aș vrea să mulțumesc organizatorilor, Primăriei Municipiului Giurgiu și Direcției pentru Agricultura județului Giurgiu pentru efortul depus în organizarea acestei manifestații. Totodată țin să mulțumesc participanților care s-au mobilizat, prima ediție fiind organizată în anul 2012, dacă mi-aduc bine aminte. Cred că au fost doar 2 ani în care nu s-au organizat, deci putem spune că este o manifestație de tradiție în acest județ. Ce mi-aș dori eu? Ca această zonă, acest tip de piață mobilă să fie organizată în fiecare săptămână, în fiecare weekend, astfel încât producătorii locali, cât și giurgiuvenii, să aibă un loc de unde pot cumpăra produse naturale, produse bio. Încurajăm astfel agricultura locală, producătorii și satisfacem dorințele giurgiuvenilor. Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beanu, și-a exprimat aprecierea pe care o are față de oamenii implicați în agricultură, dar a vorbit și despre sprijinul pe care statul îl oferă fermierilor și despre cât de importantă este relația dintre consumator și micul producător. Este un eveniment așteptat pentru specialiști și pentru simplii consumatori și vreau să exprim întreaga mea apreciere pentru cei care lucrează în acest domeniu. Agricultura a devenit un domeniu foarte complex. Am depășit de mult lucrările simple la care credeam că ne pricepem cu toți. E deopotrivă foarte greu și în mediul concurențial pe care îl conferă accederea noastră în Uniunea Europeană. Știm cu toții că avem foarte multe avantaje derivate de programele care se străduiesc să susțină agricultorii, dar și dezavantaje create de produse din alte țări care beneficiază, cred, de un sistem de susținere mai ferm. Mi-aș dori foarte mult ca, într-un viitor cât se poate de apropiat, agricultorii să fie mulțumiți de sprijinul pe care îl oferă statul. Nu e deloc simplu și nu e deloc o declarație simbolică. E nevoie de așa ceva, măcar în compensație, dacă vreți să acceptați un argument. Foarte mulți simpli consumatori au înțeles cât de importantă este agricultura și relația între consumator și micul producător. Aici cred că stă secretul și e o soluție, dacă vreți, care trebuie aprofundată în anii următori și care trebuie aplicată. Astăzi, Consiliul Județean, prin persoana mea, este alături de dumneavoastră, toți cei care trudiți în agricultură și vă asigur de toată considerația mea și a tuturor giurgiuvenilor. Evenimentul de sâmbătă 24 septembrie a devenit deja o tradiție atât pentru producătorii și fermierii giurgiuveni, cât și pentru autoritățile implicate și consumatori. La fel ca ceilalți, și administratorul public al municipiului Giurgiu, Ionel Muscalu, își dorește ca astfel de piețe volante, de tipul cele organizate sâmbătă, să existe săptămânal. Și anul acesta, așa cum spunea domnul subprefect, începând din 2012, se organizează cu o scurtă pauză dată de pandemia aceea, această zi a agriculturii. Este o zi în care încercăm aici la Giurgiu
să ne arătăm respectul pentru truditorii pământului, pentru oamenii care muncesc de adevăratele, pentru cei care aduc roadele acum toamna, fie în hambare, fie pe la piețe sau în cămările noastre. Este o zi pe care ne-am dorit într-adevăr să o putem permanentiza, să o facem măcar săptămânal, pentru că am văzut foarte mulți giurgiuveni care se bucură de întâlnirea aceasta cu produsele proaspete, cu produsele curate, cu produsele românești în primul rând. Și asta cred că în astfel de momente pe care le trăim cu toții și vedem că lângă granițele noastre este un război care amenință până la urmă și liniștea și siguranța lumii, agricultura devine o stare de fapt de siguranță națională. O chestiune în care trebuie să fim nu doar atenți și implicați, în care statul trebuie să sprijine mai mult producătorul, ci o chestiune care ține de fiecare dintre noi. Pentru că relația trebuie să fie și din partea noastră a celor care suntem consumatori. Poate că mergând la piață și cumpărând de la cei care produc aici în Giurgiu, îi ajutăm mai mult decât ar putea o face statul. Pentru că, de fapt, ei produc ca să vândă. Și adesea nu au cui, fiindcă noi ne-am obișnuit să mergem să cumpărăm din diverse magazine, din hipermarketuri, unde produsele sunt sticloase, sunt frumoase, arătoase, sunt bibelouri, dar nu sunt de mâncat. Așa că urez sănătate și putere de muncă tuturor celor care trudesc pe ogoarele acestea din județul nostru. Le urez să ne vedem cu bine la anul și dacă vom reuși, poate tot în colaborare cu Direcția Agricolă, o felicit pe doamna pentru că nu e prima dată când se implică fizic, direct, aceste chestii organizate aici sunt făcute și de mâna domniei sale și de mâinile altor colegi, dar vreau să o felicit pentru modul în care se implică de fiecare dată foarte hotărât și știe să atragă alături de domnia sa toate autoritățile locale. Unul din cei mai implicați oameni atunci când vine vorba despre organizarea evenimentelor dedicate agriculturii giurgiuvene este Petra Ochișor, directorul Direcției pentru Agricultură Județeană Giurgiu. Mulțumesc pentru faptul că ați răspuns solicitării noastre de a marca acest eveniment. Ziua Agriculturii Giurgiuvene pentru noi toți reprezintă un motiv de sărbătoare, un motiv de a ne prezenta produsele, de a promova consumul de produse agroalimentare românești, de a consuma de la cei care produc și care sunt giurgiuveni. Este de apreciat faptul că la respectul pe care l-am primit din partea dumneavoastră și noi ne-am străduit să fim tot în aceeași măsură cu respect. Este adevărat că Primăria Giurgiu, în colaborare cu acel comitet de coordonare al administrației agricole județene, a depus un efort pentru a marca într-un mod deosebit și acest eveniment din data de 24 septembrie. Ne dorim în continuare să fim alături de dumneavoastră în măsura în care competențele ne permit și să vă sprijinim pentru a consuma produse agroalimentare românești și a promova produsele giurgiuvene. De la Ziua Agriculturii Giurgiuvene nu a lipsit nici părintele Tudor Georgian, cel care a punctat faptul că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat, dar și pentru toate câte ne va da. Este o zi în care se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dat și cu această ocazie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate câte o să ne mai dea. Am cercetat și am văzut că sărbătoarea aceasta toamnei era încă cunoscută la greci și la latini, dar ei au preluat-o de la daci. Așadar, vă felicit că duceți această tradiție mai departe. Suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru că și ieri ne-a arătat un semn de bunăstare, de belșug prin ploaia pe care ne-a dat-o și să ne rugăm în continuare la Dumnezeu prin participarea atât la lucrarea sa directă împreună cu el, cât și la această lucrare pe care organizatorii o fac împreună, să reușim să facem cât mai multe lucruri bune. Ziua Agriculturii Giurgiuvene a strâns pe strada Mircea cel Bătrân din municipiu aproximativ 60 de producători și fermieri din județul Giurgiu. Standurile amenajate au fost astfel pline sâmbătă 24 septembrie cu fructe și legume de sezon, brânzeturi, produse de panificație, suc de aronia, miere, dar și pește și produse din pește. Iar de la eveniment nu au lipsit nici grătarele cu mici și nici produsele aduse de la domeniile Bogdănescu.